Florentin Florescu împlinise duminică 56 de ani. Era unul dintre cei mai importanți jurnaliști botoșeneni, un adevărat maestru al reportajului la nivel național, îmbinând sarcasmul cu umor sănătos pentru a descrie realitatea societății în care trăia. În noaptea de duminică spre luni, chiar de ziua lui, Florică și-a luat la revedere de la lume și a plecat către stele. Va rămâne în urmă însă moștenirea sa fantastică, pe tărâm jurnalistic, compliat în cărțile sale, Căruța cu moldoveni și Săraci lipiți paharului. Florentin Florescu a activat la Curierul, Jurnalul de dimineață, Monitorul de Botoșani, dar a fost și director al săptămânalului Atitudinea. Dumnezeu să-l odihnească în pace!